veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvit să fie Domnul nostru cel minunat! Biserica din Colose, un orășel din Asia Mică, în apropiere de localitățile Laodicea și Ierapole, localități precizate și ele în aceeași epistolă către Coloseni, unde erau biserici 4:13. Biserica aceasta din Colose, credem din cele precizate în Scriptură, că a fost înființată de colaboratorii lui Pavel, în mod special de Epafras, uitați-vă ce spune în 1:7, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și în 2:1 scrie, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pavel le-a scris totuși o epistolă, care o avem aici în Sfintele Scripturi. Vom împărți în două pasajul nostru din epistolă și în prima parte vom vedea evoluția favorabilă a bisericii, adică felul în care a evoluat viața acestei biserici, și în a doua parte ne vom uita la tendințele de abatere de la adevăr care s-au manifestat în Colose. Mai întâi să privim la tovarășii aceștia lui Pavel, care lucrau în absența lui, dar erau colaboratorii lui. Am amintit deja despre acest Epafras și tot despre el mai citim în capitolul 4, versetul 12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. Deci, între timp era la Roma, alături de Pavel, care era în temniță. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Alături de acest Epafras putem aminti și alții. Și am vorbit despre ei deja în lecțiile trecute. Dar este foarte frumos văzând cum oamenii aceștia lucrau chiar în absența apostolului Pavel, ducând aceeași evanghelie, aceeași credință. De altfel, el scrie în 1 Corinteni 15:11, vorbind și despre ceilalți apostoli, dar cu atât mai mult despre colaboratorii săi din imediata sa apropiere, zice aici, astfel ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Avea bază în ei să îi trimită, să înființeze chiar biserici, și el doar să se roage pentru acele locuri unde nu putea el să ajungă, să le scrie epistole, sau dacă era cu putință și cu voia Domnului să ajungă apoi în călătorii misionare la ei, după ce bisericile erau înființate. Este ceva asemănător cu lucrarea pe care Domnul o făcea cu ucenicii. Nu ajungea Domnul peste tot să stea suficient timp. Trimitea, spune Evanghelia după Luca și după Matei, de exemplu Luca 10:1-2, Domnul trimitea doi câte doi să facă lucrare acolo unde el avea să ajungă. La fel și apostolul Pavel. Își trimitea ucenicii pentru ca să cuprindă o arie cu Evanghelia cât mai mare. Atât pentru înființare, cât și pentru dezvoltarea bisericii, deschideți la Filimon. Acest Filimon, căruia a fost adresată o epistolă, împreună cu sclavul său, Onisim, au fost alții doi în care Pavel a avut bază și pe care i-a folosit în lucrare. Uitați-vă de la versetul 4. Și vreau să citim versetele acestea pentru a vedea felul în care discuta Pavel cu ucenicii săi. Ei erau într-un fel ucenicii săi, totuși el îi numea tovarăși de lucru. Am putea spune că erau subalternii săi, având în vedere harul și slujba de apostolie la care i-a chemat Pavel. Totuși, uitați-vă cum îi tratează apostolul Pavel, și eu nu știu cum i-a tratat în întregime, decât citim ce scrie aici, dar atât de frumos să vedem că a realizat cu ei ce ar fi putut să realizeze dacă singur ajungea acolo. Că exact asta e voia Domnului cu lucrătorii. Să facem noi ca și cum Domnul ar fi ajuns în diferitele locuri și ar predica Evanghelia și ar înființa biserici. Filimon de la versetul 4. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine rugăciunile mele. Vedeți, Pavel avea rugăciuni pentru biserici, dar și rugăciuni speciale pentru lucrători.
Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog, deci pe Dumnezeu, ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, așa cum sunt eu, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, fugind de la el ca și un sclav, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău când sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie țilit, ci de bună voie. Iată ce relație avea Pavel cu ucenicii săi. Îi provoca, nu știu cum, asta e de dorit și în biserică și în familie, să poți să provoci ucenicii tăi să te asculte de bună voie. Când ai puterea să le poruncești, să-i rogi și să te asculte. Și nu normal un om simțit. Mai mult face când este rugat decât atunci când se află sub incidența unei porunci. Continuăm de la versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul, dacă mă socotești dar ca un prieten al tău. Primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta. Iată ce credea Pavel despre colaboratorii săi. Și știu că tu vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că își trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Amin. Pe lângă acești ucenici, mai avea Pavel un alt soi de ucenici, lucrători ordinați prin biserici. Ăștia erau cei de misiune, cu care umblau din loc în loc și îi trimitea într-o parte și într-altă. Dar mai avea un rând de lucrători locali, care evident puteau să devină și ei misionari. Și acum deschidem din nou la Coloseni 4, cu 17, unde îi scrie unuia din acesta local și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Arhip acesta avea o biserică în Colose, posibil acea biserică de la Filimon, scrie despre asta în 1 cu 2 în Filimon, dar era un lucrător acolo. Și pentru a vedea pe deplin felul în care se raporta Pavel la acest ucenic, deschide și în Fapte 20, acolo unde apostolul Pavel stă de vorbă cu mai mulți lucrători, numiți acolo episcopi. Și în biserică sunt parte de frați care trimitem în misiune. Sunt alții care sunt slujitori locali aici, alții cu corul cu diferite formații, alții cu grupele de tineret, alții cu grupele de copii. Fapte 20:28. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâni între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ce frumos era când îl ascultau pe Pavel și când avea bază că acolo în biserică se face lucrarea Domnului. Dar există riscul acesta veșnic, parcă, că se vâr lupi răpitori. La orice nivel ar fi vorba, de la copii până la biserică. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Și sfatul care este dat pentru ei și valabil și pentru noi, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Deci individual stătea cu fiecare din aceștia. Și finalul zice... Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său,
care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Aceste două categorii de ucenici avea Pavel. Ucenicii de câmp, care trimitea să înființeze biserici, să vegheze asupra celor înființate pentru maturizarea lor, și un fel de ucenici locali, prin biserici. Riscul este ca cei care sunt de misiune de câmp să fie vreun Dima printre ei, iar între cei care sunt locali să fie vreun Lup printre păstori. Avea grijă aceasta Pavel, însă el a vegheat cât a putut. Și noi avem o responsabilitate pentru cât trăim noi și pentru lucrătorii care i-am pus noi. Și mai departe, încredințăm în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, că după ce noi murim, numai Dumnezeu și cuvântul mai rămân. Și mai departe, doar Domnul poate să susțină lucrarea. Dar noi să facem ce ține de noi. Atât prin noi, cât și prin cei din jurul nostru, că lucrarea se extinde. Raza niciunea de acțiune nu se va manifesta numai la el. Fiecare din noi are ucenici. Fiecare din noi va avea un efect în cei din jur. Este un cerc al nostru, unde ajungem noi. Dar este un cerc al prietenilor noștri, dacă am putea și cercul prietenilor să fie tot ca cercul nostru și să fie și acolo lucrarea Domnului. Iar mai departe, Domnul să-și o conducă. Amin. Majoritatea epistolelor poartă în versetele 1 și 2 încă un om alături de Pavel sau chiar doi. Pavel funcționa și la epistole, după cum era învățătura biblică, să fie doi sau trei martori. Și Pavel, măcar că nu fusese în Colose, le scrie epistola aceasta nu așa cum am scrie și noi ceva la cineva, dar n-am ști că ce-i cu el. Doar că i-am scrie niște lucruri sfinte. Uitați-vă ce zice el în capitolul 2, versetul 5. Așa vreau să privim la epistolă și prin epistolă la biserică. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Pavel, prin Duhul Domnului, cunoștea cei în Colose. Și așa le-a scris epistola, ca și unul care ar fi fost acolo. De aceea și cei care vin la noi, sau noi dacă mergem în altă parte, dacă avem călăuzirea lui Dumnezeu, prin Duhul privim și vedem ce e acolo. Și le putem scrie o epistolă sau le putem ține o predică, dacă avem această viziune a Duhului asupra bisericii de acolo. Dacă nu suntem ca niște doctori care dau și ei medicamente, că doar le au în farmacie și dacă nu expiră. Dar nu exact ce îl doare pe bolnav, dar nu exact ce ar trebui să înghită ca să-i treacă și să nu mai înghită noduri. În această epistolă ni se vorbește despre începutul lucrării din Colose și despre creșterea acestei lucrări. Uitați-vă în 1 cu 6, partea a doua. Și aceasta din ziua când ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Asta e ziua de naștere a bisericii și a fiecărui credincios. Când aude harul și îl cunoaște în adevăr, când își dă seama. Și în mod normal, fiecare trebuie să țină ziua lui de naștere în Domnul. Cred că e mai de preț decât onomastica fizică. Ziua în care ne-am născut. Aveam un frate bătrân, a trecut la Domnul și avea o expresie specifică. Câți ani ai, frate, sau de când ești? Și spunea el, din 8 făcut, din 47 născut. Că în 1908, de atunci era el și în 47 se întorsese la Domnul. După naștere, trebuie să urmeze creșterea spre maturitate. Și uitați-vă ce frumos scrie aici, de la versetul 3, cum se ocupau ei de biserică pentru a crește. Asta e foarte important, să știm ce avem de făcut noi să creștem. Să nu mai fim copii, să creștem. De-aia ne ține Dumnezeu, să ne dezvoltăm, este ca o grădină. Și este câte o vedenie și biserica e văzută ca o grădină. Trebuie să crească. Mulțumim Dumnezeu de la versetul 3. Căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră, despre dragostea pe care o aveți, din pricina nădejdii. Rețineți că peste tot astea trei sunt precizate, credința, nădejdea, dragoste. Și acum de la versetul 9. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. De când sunt născuți, să continue rugăciunea. Și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, dezvoltarea omului spiritual, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care
va învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Iată cum vedea Pavel că trebuie să te ocupi de o biserică pentru a crește. Și aceste metode, mijloace de creștere a bisericii, uitați cum le vede el în epistolă. Și vreau să le citim punându-le și la noi în practică. Astfel vom crește. Uitați-vă în 3:16. Se tot vorbește de cuvânt și facem studiu și predicăm și vă provocăm acasă în cursul anului să citiți. 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Este categoria cuvântului. Aici intră și cântările sunt introduse, și cântările de laudă. Să fie abundență de cuvânt, dar ei nu aveau numai scripturile Vechiului Testament și învățăturile orale date de apostoli. Dar acum când avem Biblia întreagă, de la Genesă până la Apocalipsă, ce bine ar fi să ne umplem de scripturi în inima noastră, Doamne, ajută-ne! O altă metodă practicată de ei și prin care îi sfătuia, uitați-vă ce spune în capitolul 1, versetul 3, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Uitați-vă în capitolul 4, versetul 12, Epafra. Totdeauna se luptă pentru voi rugăciunile sale. O luptă imensă rugăciune e necesară. Fără lupta aceasta rugăciune, nu ne dezvoltăm, n-avem izbândă, n-avem biruințe. De aceea se tot insistă să ne rugăm și trebuie să ne rugăm. Fie că avem o inimă deschisă pentru rugăciune, spune în 1:8, aici în Coloseni, fie că suntem mânați de o dragoste a Duhului, asta e atmosfera cea mai plăcută, când din dragoste te mână Duhul și se pare că nu mai ai citit și se pare că nu mai te-ai rugat. Fie că sunt stări de suferință, stări grele, în versetul 24, zice, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințul lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Versetul 29, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui, care lucrează cu tărie în mine. Dacă ar fi să luăm un exemplu din agricultură, dacă nu mai aruncați sămânța, fie ea de toamnă sau de primăvară, și vrei la vară numai să bei, să o culegi, să o duci la piață, eventual poți să mergi cu coasa, să duci buruieni la animale, dar nu vei duce recoltă la piață. Dacă nu, trebuie să o acoperi când îi frig, să o uzi când îi secetă, să o plivești de buruieni. Câtă grijă trebuie pentru recoltă? Dacă ai avea niște animale, cât ar trebui să îngrijești de ele? Ai un copil, cât trebuie să îngrijești până crește și să-l tratezi și să nu se îmbolnăvească, îi dai mâncare și să-l înveți? La fel este și spiritual în biserică. Să crească biserica, trebuie o activitate intensivă. Nu ne mirăm de unii, cum sunt biserici din acestea care se adună oamenii doar o dată pe lună și care se adună o dată pe săptămână numai o oră, sau alții că se adună numai la Paști, la Crăciun. Nu e de mirare că nu s-au dezvoltat. Dar cum se dezvolte? La regimul acesta alimentar, pun așa, un gram pe an. Și handicapați rămân și mici până mor. Pavel se ocupa intensiv de ei. Cuvânt masiv și rugăciune pe toate părțile. Adică, altfel spus, se ocupa să le dea cuvânt să crească și cu rugăciunea ținea diavolul la distanță. Ca să-l lase acolo, creând un cer de foc în jurul lor și intensiv îi alimenta. Să se dezvolte. Dea Domnul așa să fie și la noi. Până când vor ajunge la maturitate. Cât mai repede să ajungă, să crească. Te bucuri de ei, nu? Oamenii în domeniul agriculturii și în domeniul animalelor au inventat fel și fel de concentrate. Numai să crească, repede, repede. Să facă bani. Dar cu cât n-ar trebui să concentrăm noi eforturi concentrate să crească? Dacă tot de luăm așa, atunci nu mai cresc. Este atât de asiduă și de asilă creșterea. Să fie cât mai rapidă spre gloria lui Dumnezeu. Domnul Iisus atât a intensificat eforturile sale, și am citit și de Pavel în Fapte 20, 3 ani, într-una zi și noapte, dă-i. Și după un scurt timp a putut să-i pună prezbiteri, a putut să-i pune lucrători. Apoi îi sfătuie cum să se comporte în societate. Uitați-vă în capitolul 3, versetul 18. Prima societate a oricărui om e familia. Ai venit la biserică, te duci acasă în familie și acum oamenii știi că te-ai întors de la biserică? Nu numai dacă ai nepocăiți în familie și dacă ai pocăiți, că poate mai rămas câte unul acasă. Și când te întorci, spune, da, azi ai fost la biserică și așteaptă să vii mai sfânt. Și le dai aici niște sfaturi de la versetul 18, neveștilor, fiți supuși iorvaților voștri cum se cuvine în Domnul.
Bărbaților, iubiți-mă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea, vedeți? De la soție spre soț, de la soț spre soție, de la copii spre părinți, de la părinți spre copii. Toate relațiile le punctează. Aceeași învățătură ca peste tot. Iubire, supunere, grijă. Ce frumos mă gândesc. Eu așa cred că cei din Colosie erau sinceri. Și când mergeau acasă, soțiile de la adunare, numai soții poate le porunceau ceva. Și când vedeau cum execută, și dar ce-i cu voi? Am primit o epistolă de la Roma, de la Sfântul Pavel. Și ne-a spus în epistolă să fim supuse bărbaților noștri. Bărbații poate erau supărați că știu ce șicane făcutele neveste și dintr-o dată, ca și cum n-ar fi fost nimic, numai că nu le mai amintesc, se poartă frumos cu ele și se miră. De ce nu mai țin necas pe noi? Au fost și ei când s-a citit epistola. Copiii dintr-o dată execută ordinele de zis că a intrat pe rol ceva legi speciale. Și părinții se poartă jingaș cu copiii. Așa le-a spus Pavel să fie ei în familie. Mai departe le spune, pe lângă viața de familie, fiecare are un domeniu de activitate. Și mergi la servici, mergi la școală. Te duci încoace, încolo, în piață sau unde ți este activitatea ta. Și spune versetul 22, atunci era perioada sclavagistă. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 4:1. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați, cele se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. 4:5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Imaginați-vă când s-au dus a doua zi la servici aceștia. M-au salutat respectos și intrând, a spune noi, pe poarta fabricii și a fost gata să răspundă la ordinele maestrului sau ale patronului. Și cum patronii au venit frumos și dimineața i-a văzut că ce se întâmplă, întârzie să iasă din birou. Și pe când s-a uitat, își făceau rugăciunea. Dacă și în domeniul nostru de activitate se vede amprenta sfințeniei și a faptului că suntem membri în biserică și că de acum avem un alt statut, suntem născuți din nou, ce frumos va fi! Doamne, ajută-ne! Cam așa cred că i-a învățat și se lupta intensiv să crească cei din Colose spre gloria Domnului, aducând roade în orice lucru, în orice domeniu. Să ne uităm acum la partea a doua, tendințe de abatere de la adevăr. Oriunde sunt probleme, ne vom uita mai întâi la ispite generale, care sunt și aici și oriunde în altă parte, și apoi în final ne uităm la două ispite specifice a celor din Colose. Noi poate avem altele, dar sunt unele de ordin general. Oriunde se resimte efectul vieții noastre anterioare, adică felul în care am trăit înainte de pocăință, felul în care ne-am obișnuit să trăim, și din punct de vedere religios și din punct de vedere moral. Dacă un om a fost obișnuit să strige, orică strigă o vorbă și după aceea dintr-o dată reduce volumul, orică dintr-o dată așa cască gura mai tare și își aduce aminte că trebuie să o deschidă în numele Domnului. Apoi, multe alte lucruri care pot să revină și dacă ne-am pocăit de tot și cu gând sincer, vechile îndeleniciri pot să reapară. Știți, diavolul acela vine din nou să-și verifice casa. Și vreau să ne uităm la două aspecte. Din punct de vedere religios, Coloseni 2:20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Zice, de ce vă mai supuneți ca și atunci când erați în lume? Mai dacă am ieșit din lume, de ce să mai ascultăm de comenzile vechi? Dar există ceva, o obișnuință, o rutină în viața noastră. Uitați-vă la Galateni 2:18-19. Căci, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, le-am stricat, odată le-am demontat că ne-am pocăit, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege, adică față de vechiul meu statut religios. Unul a avut credința într-un fel până a se pocăi, altul în altfel. Păi dacă am murit față de religia aia veche, ca să trăiesc pentru Dumnezeu,
De ce mă mai marchează religia aia veche? De ce ori n-am scăpat de ea? Dacă am murit față de ea, am murit. Apoi, sunt și aspecte morale. Fapte, poate vulgare, fapte de rușine. Și astea încearcă să revină din nou. Apoi uitați-vă în 3:5, de aceea omorâți? Nu știu cum se face că zici că învie după o vreme. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, adică în mădularele noastre foarte ușor pot să reapară vechea noastră natură, vechea noastră lipsă de moralitate. Necurăție, patimă, poftăreală, comie, care este o închinare la idole. Versetul 8, dar acum... lăsați-vă, acum după ce v-ați pocăit, toate aceste lucruri, mânie, vrăjmășie, răutate, le găsiți? Nu în Biblie, nu la dumneavoastră. Clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Pot să reapară stările vechi, atât în comportamentul religios, cât și în comportamentul moral în trăire. Dacă a murit ortodoxul de Ion, păi nu-l mai învia, lasă-l să moară ortodoxul de Ion. Dacă a murit păcătosul de Ion, lasă-l și pe la mort. Și acum să fie un creștin nou, fără ortodoxie și fără păcate. Sau orice ar fi fost înainte. Lucruri care țin de religie în practica care nu este bună. Cum aveau chiar unii iudei. Nu ceream decât testament trebuia să abandoneze, ci tradiția lor, că asta îi omora și le făcea rău. O altă abatere de ordin general, de la adevăr, pot să fie influențele curentelor actuale. Nu ne influențează numai ce a fost înainte. Ne influențează ce vine din lateral. Uitați-vă acum cât de puternic ne influențează democrația asta. Îmi spunea unul din mai mari noștri din țară, frate Iosif, dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu 10 ani și acum n-aș fi crezut. Zic, da, dacă spun acum ce o să fie peste 10 ani, crezi? Ne influențează ce vine. Uite cum ne-a influențat economia de piață. Vă spun un domeniu de influență. Dacă se poate trăi de practicând anumite lucruri sfinte, câte formații de muzică nu sunt, care n-au de-a face cu evlavia nici cu sfințenia, dar... merg pe piață. Și alte și alte lucruri care țin de curenții de acum. Influențele care vin din lateral și vin peste noi. Și nu poți să reziști decât dacă ești tare drept și cu o bază foarte solidă. Și în mod special ne influențează cei lângă noi. Și ce ar fi bun citit aici, ar fi bun citit și lângă vecini. Că dacă dezinfectăm aici, ar fi bine să dezinfectăm și dincolo. Că să fie curat peste tot, că dacă nu iară curenții ăștia își fac cursul lor și au loc perturbări și afecțiuni. În Coloseni 3:7 citim așa. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Și 11 apoi, acum nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rom, nici slobot, și Hristos este totul în toți. Adică n-ar trebui să ne influențeze oricine vine și ori de unde. Dacă vine cineva din Grecia, vreau să spună, dacă vine cineva din Sciția, dacă vine cineva, unul care te-a împrejur din Iudeia, n-are importanță. Credința trebuie să fie aceeași. De aceea să nu ne lăsăm influențați de ceea ce este în jur decât dacă e bun. Pentru că ar trebui peste tot să fie aceeași credință, la unison, fără să fie afecțiuni de genul acesta. Însă, influențele vin, fie de ordin social, fie de ordin religios. Și aș vrea să mă citim în 2:4. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Este ușor să fii înșelat. Vine cineva și, cum zice Pavel la Galateni, ce repede treceți la o altă evanghelie. Unii se întorc la apucăturile vechi, dar alții se întorc la ceva nou, ce vine de undeva din lateral. Și nu special prin cuvântări, prin învățători, prin casete, cum vă spuneam, prin cărți. În 2 Timotei scrie, în capitolul 2, de la versetul 16,
ferește-te de vorbăriile goale și lumești că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade, ca gangrena, din numărul acestora sunt Imineu și Filet. Ideile lui Imineu și Filet nu erau niște idei vechi, erau niște idei proaspete. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Uitați-vă câte feluri de curente vin acum și ne izbesc chiar în țara asta. Fel și fel de teorii și de idei. Să știți, fiecare om este vulnerabil la una din acestea două. Sunt oameni tradiționali, așa de greu scos din forma lor veche și tot timpul tendința lor va fi să meargă spre cei vechi. Ei sunt orientați înapoi. Sunt alți oameni cărora le este specifică inovația. Și întotdeauna ăștia vor fi vulnerabili și vor fi slabi la ceva ce apare nou. Pe ăștia nu-i duci înapoi la ortodoxi. Dar pe ăștia vor fi foarte ușor să scapă la vreun curent nou care vine. Ma, vedeți dumneavoastră unde vă este mai slabă paza. Unde vă scăpați mai ușor, înapoi sau în lateral? Noi, de fapt, trebuie să mergem numai înainte. Acestea le-am amintit ca fiind aspecte de abatere de ordin general de la adevăr. Fie că încearcă diavolul să ne întoarcă înapoi la forma noastră de religie, fie că la apucăturile vechi, fie că ne vine cu un mod de gândire nou și cu un nou stil de trăire, ambele sunt periculoase. Și acum să ne uităm la două probleme specifice care le aveau cei din Colose. Aveau ei două ispite ale lor. Și vă las o temă de acasă, să socotească fiecare la ora asta. Care sunt primele două ispite, cele mai mari probleme pentru noi? Ce credeți că e mai periculos la ora asta? Gândiți-vă fiecare. Puteți discuta la nivel de familie, care vreți, discutăm și împreună. Care sunt cele mai mari pericole? Prima problemă specifică colosenilor era gnosticismul, adică, spus așa în mod simplu, o idee cum că pentru a te apropia de Dumnezeu trebuie să o faci asta în mod intelectual. Și spuneau ei, așa sună teoria lor, că Dumnezeu locuiește în centru a șapte sfere, a șapte cercuri. Acolo e centrul divinității și este un prim cerc unde sunt îngerii și domniile de prim ordin, apoi un alt cerc cu niște îngeri mai mici și tot mai mici și bietul om pe a șaptelea cerc. E chiar la periferie, zic, acolo a nimerit omul. Așa spuneau ei. Și omul de acolo trebuie să se zbată, să-și dea drumul, să se aventureze, să treacă prin toate cercurile alea până să ajungă spre divinitate. Acum, pe undeva, rețineți, ideea seamănă cu a credinței, nu? Că Dumnezeu e undeva în mod absolut în cer. Noi suntem undeva la periferie, sunt îngeri și stăpâniri între Dumnezeu și noi, numai că diferența e că la Dumnezeu n-ajungem trecând din treaptă în treaptă, vorbim cu toți îngerii să ne facă trecere. Și nu ajungem prin diferite faze și metamorfoze de dezvoltare. Și le scrie Pavel colosenilor și vom citi versetele. De aici la Dumnezeu nu se ajunge prin șapte trasee. Nici printr-un labirint, de aici până la Dumnezeu se ajunge prin Hristos Iisus, prin credință. E o singur stadiu, e o singură măsură. Ei spuneau, da, este și asta o formă de acces, dar sunt și multe altele. Și trebuie să-ți dezvolt capacitatea de gândire, să înțelegi și să meditezi. Și spânzura creierul colosenilor pe undeva între pământ și cer, cum să ajungă ei spre divinitate. Iată ce le scrie Apostolul Pavel, Coloseni 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Asta era teoria colosenilor. Și cu o măjire de șartă după datina oamenilor, că așa învățase cineva, știu eu ce, ideolog antic. După învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, versetul 10. Voi aveți totul de plin în El, iată înțelesul acestui verset, adică totul în El. Nu mai trebuie altă intermediere și altă cale de acces și tot de aroata până ajungem la Dumnezeu. El este capul oricărei domnii și stăpâniri. Apoi, întoarcem la capitolul 1, de la versetul 15. Este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaunul de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și acum rețineți, ca să împaci totul cu sine prin El. Adică nu alta e forma de împăcare cu Dumnezeu și de ajunge la divinitate.
Dar vedeți, noi dacă nu am ști cu ce se zbăteau ei și care erau curentele vremii în zona aceea, mai greu înțelegem de ce le-a scris așa. Poate uneori vorbește Dumnezeu unora și ceilalți ne gândim, dar de ce le spune așa? Fiindcă Dumnezeu știe cum să le potrivească, exact cum să-ți lămurească mintea, cum să-ți ia perdeaua, să te descuie și te facă să înțelegi. Exact unei piese a lipsă ți-o pune. Prin el împacă Dumnezeu totul și ce e în cer și pe noi. Nu nevoie de altă formă de mijlocire pentru răscumpărarea omului. Și citim de asemenea versetul 26 și 27. Vreau să zic, taina ținută, ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Adică nu alte teorii sunt valabile, ci ce a descoperit Dumnezeu acum cu Scripturi. Cărora Dumnezeu a voie să le facă cunoscut, care e bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Și cea de-a doua problemă a colosenilor era un atac al legalismului iudaic. Uitați-vă în Coloseni 2, de la versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece, deci erau unii care îi judecau. Cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui într-o smerenie, printr-o smerenie și închinare la îngeri. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Versetul 21, ziceau ei, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebunțările lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, pentru o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Adică unii veneau cu ideea, ca să fii mântuit, trebuie să te încadrezi în ceremonii și trebuie să fii un ascet, adică unul care se înfrânează de la toate, să nu atingă, să nu guste, că numai așa poți fi mântuit. Și le spune Pavel, cu toate astea, numai gâdi-l firea pământească, dar nu ții în loc, nici nu o sfințești. Adevărata rezolvare a lucrurilor este natura nouă în Hristos Iisus, o naștere din nou. Acesta este răspunsul lui Pavel pentru cei care aduceau discuția aceasta și uitați-vă răspunsul în versetele 11 și 12 din capitolul 2. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor. Deci când intri în Hristos, ți-ai dezbrăcat trupul toate poftele. Fiind îngropați împreună cu el și înviați în el și împreună cu el prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci firea pământească nu se ține legată cu sforile lui Samson. Nu, ci se ține prin prezența Duhului Dumnezeu în omul născut din nou. Când firea devine tăiată în prejur pe toate părțile și nu mai poate, dacă o ții acolo, să mai răbufnească. Pentru coloseni erau aceste două probleme. Unii spuneau, nu, ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să gândești, Dumnezeu este o idee. Și trebuie să-ți bați capul. Și le scrie Pavel colosenilor în 2 cu 2 și 3. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, și acum rețineți esența, și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și a științei. Îi spune Pavel, băi, deșteptăciunea nu-i în ideile voastre. Adevărata comoară a înțelepciunii e Hristos. Cine îl află pe el, devine deștept. Află cum e conceput universul, află toate secretele lui Dumnezeu, toate tainele, toate legile de guvernare a universului. Dacă vreți să cunoașteți pe Dumnezeu prin înțelepciune, nu prin date omenești, ci în Hristos e adevărata cunoaștere. Asta e răspunsul. Hristos este pentru voi cheia cunoașterii. Și apoi le dă leacul la ceilalți, care credeau că trebuie să te înfrânești prin propriile puteri și să te canonești. 3 cu 17. Și orice faceți, în trăire, în vorbire, orice faceți, că spune cu cuvântul, deci chiar dacă e vorba de vorbire, sau cu fapta, cum să faci să fie bune? Cum să te înfrânești să nu păcătuiești? Să faceți totul numele Domnului Iisus. Deci tot după ce ți-ai îmbogățit mintea cu el, socotești că acum tot prin el trăiești.
Și tot în numele Lui le face. Și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și 23 și 24, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Aceasta e cheia lui Pavel pentru Coloseni. Mintea voastră trebuie să fie ocupată de Hristos. Mâinile voastre și întreaga voastră activitate trebuie să fie privite prin Hristos. O fac, că o fac pentru El. O fac că îmi poruncește El, o fac că mă răsplătește El. Adică în biserică, Hristos este introducerea, cuprinsul și încheierea. O viață prin cunoașterea Lui. Mă gândesc, îmi delectez mintea cu Hristos și cu cunoașterea lucrurilor sfinte. Și în practică mă gândesc la El și le tratez pe toate prin El. Și atunci o să fie bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Parcă este de dorit să fim așa o echipă de lucrători cum i-a avut Pavel. Fie din aceștia de misiune, fie din cei locali. Și se înțelegeau de bine. Îi ruga, măcar că zice el, ar putea să vă poruncesc. Și dar vă rog, și știu că faceți mai mult decât vă cer. Și lucrau tot, zice, ori eu, ori ei, așa propovăduim. Să știi că toți au același ton și aceeași lucrare o fac. El nu i-a văzut pe cei din Colose, dar le-a scris o epistolă și de când am auzit că v-ați născut din nou, acum trebuie intensiv să ne concentrăm să creșteți, să vă dezvoltați. Și să aveți în familie și în societate un comportament să vadă toți că sunteți sfinții lui Dumnezeu, cum ne scrie în 1 cu 2, către sfinții și credincioșii din Colose. Sunt ispite care vin peste noi. Vechile stări vin să ne preocupe, vechile atitudini morale, vin alte curente din afară, dar dacă rămâi în biserică, sub o gândire dată de Hristos și de Scriptură, și sub o trăire în numele Lui, nu-ți rămâne decât să fii gata pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta și sprijinește-ne ca într-o zi să ne întâlnim cu cei din Colose, cu Pavel și cu echipa lui, și să nu ne fie rușine că el a fost apostolul neamurilor. Eu mă gândesc că Pavel s-a gândit și la noi. Eu am misionat aici în Europa. Ce o să facă peste vreo, nu știu câți ani? Ce o să spună predicatorii și lucrătorii aici în Europa? Gândiți-vă când faci o casă. Unii fac și lucrează și vin alții și numai nimice și distrug. Și este o vorbă în popor care spune, și dacă ar învia cu tare să vadă ce ați făcut voi cu ce a avut el, ce ar mai muri odată. Dar dacă ar învia Pavel să ne vină să ne vadă cum lucrăm. El a ajuns epistola din Colose și la noi. Spune, măi, cei din Colose când le-am dat-o, vă știți cum au ascultat? Să ascultăm și noi ca cei de acolo și să fim lucrători ca cei de acolo. N-avem și noi același domn ca și Pavel? Nu Dumnezeu la fel de bine privește din ceruri ca unul care ne-a iubit și ne iubește și vrea să se vadă El în viața bisericii noastre? Doamne, ajută-ne la toate acestea, sfințește-ne și sprijinește-ne. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.